Doamnelor și domnilor, distinși invitați, onorat auditoriu, se intonează imnul de stat al României. Doamnelor și domnilor, distinși invitați, prea cucerniți părinți, dragi locuitori ai Comunei Perișani, începând din anul 2010, la inițiativa Asociației Naționale Culturii Eroilor Regina Maria, filiala Vâlcea, în parteneriat cu garnizoana Rării cu Vâlcea, în fiecare an la Perișani se organizează numeroase evenimente culturale, religioase și sportive dedicate victoriei românilor sub Basarab I, asupra oștirilor maghiare conduse de Carol Robert de Anjou, în bătălia din anul 1330, cunoscută în istoriografia românească sub denumirea de Bătălia de la Posada. Astăzi, 21 octombrie 2018, la 688 de ani de la răsunătoarea victoriei în acest loc sfânt și plin de istorie, desfășurăm un ceremonial militar și religios pentru comemorarea eroilor căzuți în Bătălia de la Posada în anul 1330. La ediția din acest an, suntem onorați de prezența domnului Ion Sandu, primarul localității Perișani, domnul Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Florian Marin, prefectul județului Vâlcea, domnul Cristian Buican, deputat al județului Vâlcea, domnul Vasile Covoș, deputat al județului Vâlcea, domnul Romulus Bulacu, senator al județului Vâlcea, domnul locotenent colonel inginer Cristian Gabriel Arington, comandantul garnizoanei Râmnicu Vâlcea. De asemenea, la ceremonie mai participă reprezentanța administrației publice locale, reprezentanți al Arhiepiscopiei Râmnicului, ai societăților culturale din județ și municipiul Râmnicu Vâlcea, primari ai localităților învecinate, cadre militare în rezervă și de tragere, locuitori ai Comunei Perișani, precum și mass media. Onorată asistență, adresez rugămintea soborului de preoți să oficieze serviciu religios pentru comemorarea faptelor de eroism ale înaintașilor noștri. Vecilor, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă!
slavăție, fără să cerești rugătorule, Duhul adevărului care pretutindenea ești și pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților, că totul de viață, vino și să te lăsuiește într-un noi și decrătește pe de toată virăciunea și mântuiește bunurile sfletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și atunci cu ea și vei și veciul amin. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru napra Sfințitul și Arhiepiscopul nostru, Varsam, nu fie pentru sănătatea și mântuirea sa. Doamne, pentru tot poporul român, drept credincios de pretutinde, pentru conducătorii țării, pe mai mari orașele și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Această mulțumire a noastră, așa nevrednicilor robilor tăi, și să ne miluiască Domnului să ne rugăm. Domnule, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră, a nevrednicilor robilor tăi, pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacerile primite de la dânsuri, și să-i fie bine primită ca tămâia cea bine mirositoare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să-i izbăvească Sfânta sa Biserică, țara aceasta și pe noi toți, de tot necazul, mânia, primejdea și neputința, și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, și pentru binecredincioși și creștini întotdeauna se întărească cu sănătate într-o lungime de zile, în pace și ocrotirea îngerilor săi, totdeauna să ne îngrădească pe noi credincioșii săi, Domnului să ne rugăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, cărui milă este nemăsurată și bine de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște romi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși, căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile, așa de acum înainte învrednicește a spori într-o dreapta credință în dragostea cea către tine și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău, Duhule pădării de sine pe care l-ai dat Sfinților, Teucenici și Apostoli, când i-ai trimis în lume la propovăduire.
însuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește-i, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările Tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți ca întotdeauna mulțumire să-Ți aducem, cele prea bune să grăim și să cântăm Ție celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Păcătorului Tău Duh. Slavă Ție, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Pentru fericită odihnă, Doamne, sufletul adormiților rogilor Tăi, eroi căzuți pe aceste locuri pentru apărarea patriei, pentru libertatea și demnitatea noastră, și ne fălor, Doamne, veșnică, pomenire! Ion Sandu, primarul localității Penișani. Bună ziua, domnule prefect! Bună ziua, dragi invitați și cetățeni ai Comunei Penișani! Astăzi, la Penișani, sărbătorim pentru a 19-a oară comemorarea eroilor căzuți pe câmpul de luptă aici, în pipoarele din Penișani, exact unde ne aflăm în acest moment. În anul 2000, localitatea Penișani a decis ca, în amintirea Marii Bătării din 9-12 noiembrie 1330, să sărbătorească jertfa oștenilor lui Vaslav I, care în acea perioadă au reușit să nimicească oastea maghiară a trufașului rege Carol Robert de Anjou. Semnând aici actul de naștere al României de astăzi. Dacă mai sunt persoane care contestă locul de la Peișan, ca fiind unul improvizat, se înșeală căci istoricii români cu renume au concluzionat că nu există un alt loc sau o altă posadă în afară de Peișan. Certificare care ne obligă să sărbăm acea faimoasă izbândă în fiecare an.
Sărbătoarea noastră a devenit unică în țară, numai fiind o alta care sărbătorește o luptă oarecare din toată istoria noastră românească. Localitatea Peișani este plină de istorie. De fapt, întreaga țara Loviștei, de la Crimen până la Peișani, a fost zona unde dacii au lăsat urme că au locuit aici, casele lăsate de romani, locul unde Seneslau, păstorul moștenilor vechi, păstorea această zonă. Tot aici, în anul 1916, în țara Loviștei, au murit mii de soldați români în bătălia din primul război mondial, când armata română a avut pierderi grele provocate de armata germană, corpul 4 bavarez. Acestea sunt motivele întâlnirii noastre la Peișan și vă mulțumesc că sunteți alături de mine și comunitatea locală la acest important eveniment istoric și vă urez să aveți parte de multă sănătate și o zi plină de bucurii tuturor celor care sunt lângă noi în acest moment astăzi aici. La mulți ani în Românie, la mulți ani Peișan! Moment, după depunerea coroanelor, vă invit să mergeți cu toți în fața sediului primăriei și al Căminului Cultural să participați la derularea celorlalte activități de desfășurare. Mulțumesc, o zi frumoasă! Se depune o coroană de flori din partea instituției prefectului Vâlcea. Se depune o coroană de flori din partea Consiliului Județean Vâlcea. Depune o coroană de flori din partea primăriei Peișani. Se depune o coroană de flori din partea Consiliului Local Posada. Depune o coroană de flori din partea PNL Vâlcea. Depune o coroană de flori din partea PSD Vâlcea.
se depune o coroană de flori din partea cetățenilor României. Stimați invitați, în încheierea ceremoniei se trece la constituirea dispozitivului pentru defilare. Cetățenii la dreapta! Cetățenii de înainte! Marș! Unii nu știu. Stimați invitați, în memoria eroilor care nu au precupețit nici chiar viața pentru ca noi astăzi să putem desfășura această festivitate, defilează prin fața dumneavoastră drapelul de luptă și detașamentul de onoare constituit din militari pieniști aflați la instruire în cadrul Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD și Apărare CBDN, Panait Ronin și Rumnicu Vâlcea.